0-0 pe linie, Corvinu versus Rijeka, CFR versus Neman Grodno, 0-0 s-a terminat ambele meciuri, 0-0 este de acest moment și în al treilea meci în care joacă o echipă din România, Maribor-Craiova, este 0-0 repriza secundă cu Craiova suferind pentru că joacă încă din minutul 30 în inferioritate. Discutăm după aceste partide cu o mare, foarte mare eroare de arbitraj împotriva CFR-ului și iată ce înseamnă practic un meci disputat fără a fi tehnologia VAR, pentru că la această fază a competiției în conferență nu este VAR. Îi salut pe Cosmin Băleanu și pe Mihai Stoica. Bună seara! Bună seara! Imediat o să analizăm, mergem însă în Groia să-l ascultăm pe Camora. În primul rând, noi vrem să câștigăm acest meci. Știm că era un meci greu. E un șor de afară, dar am văzut niște vizionare de echipa lor. Am văzut că era o echipă agresivă, echipă care venea în pressing, dar noi, prima repriză, nu am intrat bine în joc. A fost moale, n-am avut ocazie, puține mișcare, echipă lentă. Repriză două un pic mai bine, părerea mea. Am avut câteva ocazii care putea să înscriu, dar astea mai au rămas și faza azi. Asta lui Cornelit, nu cred că e offside, că vine din spate și dădea și penalt. Dar rău și fără VAR, așa e? Pentru că de multe ori se spune că VAR-ul... Nu înțeleg Europa, de ce nu este VAR asta. Nu înțeleg, competiția europeană să nu are VAR, mi se pare foarte ciudat, dar nu e o scuză. Noi, cum am spus, n-am intrat bine, n-am făcut un meci bun, poate ultim 15-20 minute mai bine, dar n-am intrat bine deloc în joc și... Bine că a fost 0-0, din păcate n-am câștigat, dar a fost 0-0 și așteptăm acum retur să ne calificăm mai departe. Regres puțin că a apărut așa că în anumite momente ale jocului ați intrat în jocul lor, adică nu v-ați folosit voi aturile, jucători mai tehnici, voi pasați, parcă ar fi trebuit să pasați poate mai bine și cumva ați intrat în jocul ăla de luptă al lor. Ai simțit asta cumva? Nu că a intrat în jocul lor, problema a fost că noi a fost, cum am spus înainte, a fost... O primă repriză, noi nu am intrat bine deloc. De obicei suntem o echipă care mergem sus, facem pressing, primă 15-20 minute, un pressing bun, stăm în jumătatea lor, dar astăzi nu s-au făcut. Trebuie să analizăm acest joc. Cum a spus, bine că nu am pierdut, a fost un egal și trebuie neapărat să mergem acolo să avem o victorie. Mulțumesc! Mersi, seara bună! Da, l-am ascultat pe Camora care... Cumva se întreabă de ce naiba un meci european nu beneficiază de VAR. Și UEFA... sunt unii care vor să scoată VAR. Bravo, bravo. Nu zic să scoată. Nu, i-au și scos. Nu, așa e. Nu, Suedia a scos. Tu vorbești, domnule, de ucide fotbal. Nu, da. Ucide rezultatele. Că era poate 1-0 pentru CFR. UEFA a introdus din acest sezon, încă din primul tur în Champions League și încă din primul tur din Europa League, VAR, iar în conferență va fi din turul următor, din turul 3. Dar acum, genialul, practic... Auzi? Dar tu îți dai seama că noi în San Marino am avut VAR? Da, pentru că este turul 1 Bine. Champions League. Nu pot să spun ce condiții sunt la stadionul din Seravale, de acolo. Cele mai frumoase vestiare pe care le-am văzut în viața mea. Doar la televizor am mai văzut al lui City. Și că, da, când, dar stai că noi când am jucat la City, vestiarul gazdelor e foarte tare la City. Dar să-ți vezi vestiarul oaspeților. Incredibil. Am făcut poze numai ca să încercăm să ne facem noi la bază așa ceva. Îl spune și pe Matei Ilie. Ca noi la începutul jocului, în prima repriză. În a doua repriză ne-am mai revenit. Am avut și câteva ocazii, dar trebuie să începem mult mai bine meciul. Spre deosebire de alte dăți, ok, că ați avut probleme și în apărare și în atac, dar acum parcă și prea puține ocazii v-ați creat. Au fost doar câteva, cu siguranță mai puține decât vreți voi. Da, am întâlnit și o echipă foarte agresivă. Știam asta dinaintea meciului. Știam că este o echipă bună, știam că o să se dubleze mereu, deci nu e ușor să-ți creezi ocazii, dar de la meciul următor trebuie să fim mai decisivi și să avem mai multă personalitate. Din ce știu eu, e primul tău meci european. Cum da, a fost, da, mai da. Ales că am văzut că ai avut și un rol așa important, pentru că tu ai încercat să pasezi inclusiv de acolo din defensivă. Cum te-ai simțit în seara asta? Da, m-am simțit bine. Este un moment frumos pentru mine. Să joci în cupele europene este ceva unic și este o experiență foarte, foarte bună pentru viitor. Așa, chiar dacă suntem încă la cald, cam ce ați învățat din acest 0-0? Adică ce greșeli să nu mai faceți sau ce ar trebui să faceți mai bine în partida retur? Cum am zis și mai devreme, trebuie să intrăm cu mai multă personalitate, să pasăm mai mult, să fim mai agresivi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Baftă! Bun, hai să vedem faza aceea din repriza secundă în care CFR Cluj a solicitat penalti și indiscutabil că ar fi fost penalti, dar asistentul a ridicat faninul și nefiind VAR, practic s-a activat semnalizarea asistentului. Validată de central.
Deci vorba. Da. E greșeală mare de tot. Și fază simplă totuși. Foarte adică simplă. Nu avea de ce să judece greșe. Stă prost. Vezi? Stă prost. Da. Nu stă pe linie cu ultimul apărător. Da. Mă rog, pe ultimul apărător. Un jumătate de metru, mai, da. Un metru mai lană. Stă prost. Stă prost și nu realizează că... Merge pe intuiție, dar intuiția e greșită total. Pentru că de mai departe nu ne punem întrebarea dacă e sau nu penalti, că este fault în afara oricărui dubiu aici. Sigur. Centralul nu avea ce să facă, da? Asta e, a mers pe una lui. Da, n-avea. N-avea ce să facă. Nu putea să treacă. Nu controla faza ca să treacă peste semnalizarea lui. Da, da. Mare greșeală. Mare, da. Minutul 71. Nu știu dacă se marca din penalti, că un penalti se poate rata, da. Mi-au cam minte, de exemplu, de câte decizii favorabile în urma vara a beneficiat Corvinu. A câștigat clar în Ungaria, 3. Dar a beneficiat 3. De 3 acele 3. Decizii. Nu știi, în retur a fost 2-0 pentru Paxi, deci nu știu și ce. Și în retur a avut una. A avut 3 în primul în meci, da. Și în retur una. Da. Și 1-0, da. La pauză e altceva. Evident că până s-a terminat meciul, pentru că a mai durat vreo 25 minute după acest moment, Dan Petrescu a aflat că n-a fost offside și vreau să vedem reacția lui imediat după ce arbitru a fierat finalul. S-a dus practic la asistent prima dată, evident, pentru că el ridicase, n-a fost offside, n-a fost offside. Poți să-i bănuiești intenția și a văzut, da. Da, dar e... Bine, tardiv ce faci, da. E frustrant, clar, dar e și tardiv pentru că nu mai poți să faci nimic, nu mai poți întoarce. Dar, repet, ce situație, adică fix de la turul următor va fi VAR. Da, trebuie să treacă, trebuie să treacă. Bate la Belarus. În Berlin nu joacă în Belarus. Nu, joacă în Ungaria, cred că joacă. La Gheorghe se joacă meciul. Iaos. Doi pași. Mă, oameni. Dar pe ce vă bazați când spuneți că bate? Văzând și meciul din seara asta. No, cred că vor sta... Na, e Petrescu și CFR e o echipă bună cu pedigree european. Nu, nu cred că să... E adevărat că nu mai sunt foarte mulți dintre cei care au jucat cu adevărat în Europa, că anul trecut echipa n-a jucat în Europa. Și mulți au fost anul trecut, dar n-au jucat, dar totuși e diferență. Am văzut meciul, au avut și Neman Grod, n-au arătat ca o echipă care vine cu autocarul. Nu, n-au arătat, dar, au pus probleme, au avut ocazii. Simplu fapt că o greșeală de arbitraj poate a costat o victorie, contează. Da, okay, dar n-ai voie totuși. Făcând, n-ai anume? Voie totuși tu, CFR Cluj, să nu bați echipa asta care spune, vine adică, 1000 de kilometri. De, da, nu, vine 1000 de kilometri. E pauză. Dată, mai e un meci. Mai un, eu nu mă refer, vorbim de meciul de azi. Să dea domnul să câștige 3-0, să se califice, nu contează. Bă, mai ales văzând CFR-ul ăla cu Rapid. Nicio legătură dintre CFR-ul ăla cu Rapid. Iar ei au șanse foarte mari să joace în grupe, pentru că sunt cap de serie, da. Inclusiv în play-off. Exact. Și o să găsească... N-au cum să găsească echipe care să le fie superioare. Poate că mai sunt. Da, dar tot întâmplare cum a fost anul trecut, Demir Spadana. Da, poate că mai sunt echipe din astea care n-au fost prin și Europa care investesc și sunt... acum sau fac da, ceva. Și au ajuns acum și n-au coeficient. Da. Oricum sunt niște rezultate prin Europa, mai înțelege absolut nimic. Cum vi s-a părut că arăta CFR-ul? În campionat n-a arătat rău. Mi s-a părut cu Dinamo, mă rog, în prima parte a meciului a avut niște probleme, nici nu s-au așteptat la o replică atât de consistentă a celor de la Dinamo, după aia Dinamo când a schimbat liniile a avut probleme, dar cu Rapid a arătat foarte bine. Acum, da, mult sub meciul cu Rapid, însă ocazii mari au fost, mari. Să fiu foarte sincer, m-am uitat mai mult la Corvinu pentru că am devenit fan Corvinu. E o surpriză plăcută și văd că, mă rog, continuă. Poate că nu se vor califica, nu se știe. Dar au arătat bine și astăzi. Bine. Ajunge și la Corvinu. Da. Pentru CFR e o miză importantă, pentru că situația financiară, vorbim noi și înainte de meci. Ai produs rezultate și tot pe minus ești. Anul trecut și anul ăsta a început să și vinzi. Păi, au niște milioane bune în grupe. Da, exact, ei. Au niște milioane bune. Da. Mai puțin decât ea la FCSB, pentru că FCSB completează în primul rând cu veniturile din bilete, care sunt foarte mari, da, mai ales dacă prinzi niște adversari de ăștia care s-a atrag. Cu rezonanță și să ai arena la dispoziție. Să ai, da. La CFR nu vine multă lume și atunci bani din bilete nu prea... Depinde și de adversar, dar într-adevăr, aici se face diferența, mă rog, market pool-ul e, dacă joci în aceeași competiție, e cam la fel.
dar... Și se și împarte, nu? Adică suma... Aia e problema. Da. Zicea Cristi Balaș, țin pumnii tuturor echipelor românești. Da, poate, dar nu înseamnă că tu vrei să cheltuiești niște sute de mii, dacă nu peste milion, că ești tu țin pumnii tuturor. Eu aș vrea să se califice echipele românești ca să aibă multe meciuri și să nu plece în campionat vreuna, să piardă, să iasă din pluton. Dacă să țin pumnii, ca să spun că sunt român și țin pumnii, nu țin pumnii, că mă interesează echipa mea și interesul primează interesul tău. Da, dacă tu market pool-ul 3 milioane, decât să-l împarți în 3, mai bine iei tu tot. Din perspectiva asta, da. Din perspectiva, da. Totuși, coeficientul european care... Nu e atât de important la momentul ăsta coeficientul. De ce? Pentru că, uite, se întâmplă să joci... vorbim de Champions League. În Champions League sunt echipe care au coeficient mare, care, în opinia mea, sunt mai slabe decât echipe care sunt cu un coeficient mult mai mic. La momentul ăsta. Exact ce a spus. Sunt unii care sunt bune acum. Care nu au fost bune acum 2 ani, 3 ani. Eu mă refeream nu de coeficientul fiecare echipe, ci de coeficientul țării. Care te ajută. Ca să ajungi să conteze coeficientul țării, la modul să ai o echipă prin Champions League, cum au sârbii, trebuie să faci niște rezultate cum s-au făcut în 2004, 2005, 2006. Nu chiar așa. Steaua, eu am fost foarte surprins să o văd pe Israel, da. Fiind pe locul 10 în acest moment, în clasamentul cu locul 11, pardon. 11. Uluitor, totuși, Israel. Acum 10 ani, Israel era 15 locuri în spatele României. Ai dreptate, dar miza mare este să arunci o echipă direct în grupele Champions League. Aia e miza mare, adică aia ar crește miza competiției interne, ar fi colosală miza competiției interne, cum a fost în anii aia, după ce Steaua și Rapid și chiar și Dinamo au făcut super performanțe, cred că 5 ani la rând, nu, 4 ani. Păi am avut 4 echipe în grupe în același timp. Da. Nu, aia a fost în Europa League. Da, Europa League. Și în Champions League au fost 4 echipe. Deci Urziceni odată, Galați odată, CFR cred că de 2 ori, da. Care au mers pe coeficientul făcut de Steaua Rapid. Și au mai fost situații în care atunci când echipa mergea direct în Champions League, am avut 2 echipe în Champions League. Vicecampioana mergea în preliminarii. De exemplu. Steaua când a eliminat Galatasaray, da. A mers braț la braț cu CFR, cu CFR pe coeficientul Stelei, da. Și Steaua pe victoria cu Galatasaray. E adevărat că CFR s-a calificat toată în grupă și din preliminarii. Am spus pe Basel. În 2013. Formidabil. În 2012, pardon. Cu Ando, parcă. Cu Ando, antrenor. Da, incredibil. Da. Și a mers în grupa aia în care au făcut 10 puncte. Cu Manchester United. Da, și nu s-au calificat în Champions League. Da, aia a fost... Au bătut la United ultima etapă, dar chiar dacă au bătut, nu s-au calificat. Singura echipă care a avut șanse să meargă în primăvara Champions League, care a depins de rezultatul ei în ultimul meci, a fost Unirea Urziceni în 2009. Dacă Unirea Urziceni făcea egal la Stuttgart, era în Champions League în primăvara Champions League. A făcut 8, parcă, exact. Și a făcut exact. Cu punctul ăla făcea 9. Nu mai știu cine. Cred că Olăruiu spusese că se întoarce să antreneze în România, când o echipă o să facă mai multe puncte decât a făcut Steaua atunci în grupe. Sau era o promisiune, ceva nu mai știu. Nu, eu am zis odată, am zis așa. Dacă cineva va mai face 8 puncte în Champions League, ies din fotbal. Și a făcut CFR 10 și au sărit pe mine și am spus, stați dumne că l-ați înțeles. Dacă face 8 puncte, a făcut 10. Dacă făcea egal ultima etapă cu Manchester United, plecam, la revedere, dar așa au bătut, am ținut pumnii, a fost bine. Da. Tot au rulat imagini. Bună intervenția lui Sava. Cred că aia a fost cea mai mare sau o ocazie mare a... Măi, e o necunoscută echipa asta. Da, e clar că o fi văzut Dan Petrescu 1-2 meciuri, că n-ai de uns-o ei. Sigur a văzut. Hai să campionatul lor. Bă, da, vin 1000 de kilometri cu mașina, cu autocarul. Au venit 1000 de kilometri. Nu, te-ai fi așteptat că totuși echipa din Belarus, care are problemele alea în joc, să arate mult mai rău. Echipa n-a arătat rău. Echipa din Belarus a fost eliminată de la Fiorita, dacă nu mă înșel. Parcă, da. Și CFR venind după meciul ăla cu Rapid, bă, bun. Bă, și oricum te aștepți la altă... Acum, ne înțelegem. Da. CFR n-a avut nicio ocazie în afară de goluri alea două în meciul ăla. Cine s-a uitat la meciul? Acum Rapidul cu 4-5. A mai avut, dar... Dar a controlat meciul, nu. A controlat meciul, a jucat și... A luat gol în ultima fază a meciului. Ocazia asta, bună intervenția lui Sava. Foarte bună. Foarte bun portar Sava. Și fizic, și tot. Și tânăr, și înalt, și da. Și nu prea... Acum, hai să zici că a făcut gafa aia la meciul cu Rapid, că a făcut penalti, dar... Se întâmplă, dar eu nu țin minte gafe făcute de el într-un an la CFR, în care a avut treabă destul. Că CFR-ul n-a mai avut defensiva anul trecut, defensiva de pe anul Petrescu, când portarii șomau.
Ar fi o pierdere. Ar fi o pierdere pentru Cefereș. Nu pleacă nicăieri, a zis omul că nu pleacă, deci astea păi, v-ați acolo. Puțin, e o pierdere când îl vinzi cu bani? Nu. Eu mă refer la echipă, pierdere pentru echipă. Dar nu poți să judeci așa, totuși. Eu judec pentru echipă, vorbesc de echipă, Daniel. Că pierde echipa, că da, patronul, că are atunci când vinzi un jucător și iei o sumă bună, mai ales când e o negociere trebuie după clauză de reziliere. Trebuie să iei altcineva sau ce? Nu, te gândești că totuși ai niște bani. Cum am auzit pe Bala, spun că stă până în vară, deci... Da, așa a zis. Atunci... Dan Petrescu este la interviu. Vi-l dorați? Cât de mulțumiți sau nemulțumiți sunteți în primul rând de joc? În am zis și la conferința de presă că va fi un meci foarte greu. Eu știu ce meci va fi. Mai spus-o și repet, echipele. Bielorusia, când am jucat, a fost scorul de 0-0, 1-0, 1-1. Pentru că echipele din spațiul sovietic sunt foarte bine pregătite fizic, agresive și foarte bine organizate. Dacă ai antrenor de 8 ani, se vedea că stau foarte bine în teren. N-au riscat nimic, au jucat simplu și corect. Și prima repriză a fost una echilibrată în care am avut noi ocazii și eu ocazie. De fapt, noi am avut două ocazii. În schimb, repriza a doua am mai avut mai multe ocazii, am pus presiune. Am avut și două faze de penalti care aș vrea să le revăd, dar din cauza că nu este primul VAR... Primul sigur, da, al doilea mai degrabă nu. Da, și din cauza că nu este VAR, nu înțeleg de ce lumea nu vrea VAR-ul, pentru că până la urmă astăzi nouă ne-a lipsit VAR-ul. Acel gol poate schimba meciul și cred că jucam și noi altfel la 1-0, dar asta e bine că n-am primit gol până la urmă, știm ce va fi în meciul retur, acum îi cunoaștem. Acum trebuie să ne gândim la meciul de duminică, dar... După aceea, foarte important, deplasarea la Ungaria. E bine că nu e o deplasare așa lungă. În același timp, cei de la Grodno nu au meci. Se vor odihni, vor aștepta meciul cu noi, sunt convins, și se vor pregăti. Va fi un meci foarte greu. Posibil să întâmple și prelungiri și penaltiuri. E posibil orice. Sunt convins să că ați văzut și câteva slăbiciuni ale adversarului pe care probabil le veți specula mai mult în retur, nu? Slăbiciunea a fost așa pe final, că au cedat puțin fizic, minutul 75, dar... În rest au stat foarte bine în teren, ne-au pus probleme, au fost agresivi, unul la unul, au câștigat multe dueluri, la cap, pe jos, la faze fixe au fost buni și în atac și în apărare. Știam acest lucru și vă dați seama că au și moralul bun acum după acest scor. Optimist, totuși la retur? Nu, trebuie să fim realiști, avem șansele noastre, trebuie să mergem acolo să ne calificăm, dar până la atunci e meciul cu Craiova de duminică. Mulțumesc! Mersi! Baftă, mister, mult succes! Baftă, bun, l-am auzit pe Petrescu. Ce trebuie că omul a avut dreptate. Mi-a spus că va fi meci greu, a fost meci greu. Aici chiar da. Păi nu, serios, chiar așa a fost. Da. Chestiunea cu VAR-ul are dreptate. Da. Chiar nu se mai poate juca, după părerea mea, în ziua de astăzi, fără VAR. Adică cine vrea fotbal fără VAR... Nu, e... Da, trebuie discutat cu organizatorii competițiilor interne din țările care organizează meciurile să dea, să vină VAR-ul la meciuri, că nu e mare lucru. UEFA are o grămadă de bani. Păi da, dar nu, UEFA nu poate judeca așa. UEFA de ce să nu judece așa? Nu, UEFA poate judeca adică la toate meciurile. Poate și nu poate la turul 1 sau ce? Păi nu, asta, eu asta nu înțeleg. Poți la turul 1 de Europa League? Mă, sunt echipe și sunt stadioane unde nu se folosește VAR-ul. Că avem echipe din San Marino, ce din Gibraltar. Ce nu se folosește VAR-ul? În Gibraltar, ce e Gibraltar? Gibraltar, campionatul din Gibraltar e VAR? Băi, în Seravale e VAR, dar nu unde joacă. Deci se vrea jucat în San Marino. Au venit special pentru asta. Cred că asta e logica. În primul tur din Conference League intră și echipe din țări slabe care nu sunt dotate tehnic. Hai măcar din turul 2, cred. Și iar n-ar fi corect ca un meci să aibă VAR și alt meci să n-aibă VAR. Nu, aici nu se pune problema. Nu. Aici nu se pune problema, da. Aici era simplu. VAR-ul era stadion. Cum ați împărți în momentul ăsta șansele? Că totuși am văzut meciul. Înainte, eram curios ce ar fi răspuns Dan Petrescu la întrebarea asta. Păi a zis. A zis nu de întrebarea asta. El a zis altceva și e foarte interesant că Neman se odihnește până joia viitoare. CFR joacă cu Craiova duminică. Acasă. Să nu ia vreun charter ăștia să meargă acasă acum, să odihnească și au lăsat autocarul să meargă cu echipamentul. E bate CFR-ul, eu așa zic. Joacă acasă, CFR, se duce. Păi mai greu e pentru Craiova, nu te supăra că are Craiova, joacă în deplasare acum, vine la Cluj da. Și se întoarce la Craiova. Păi, ideea este, ce face Neman Grodno? Se duce în Belarus și după aia pleacă în Ungaria? Sau au bani să meargă în Ungaria să stea până joi? Maccabi a aflat ce a făcut? Nu. M-am zis, băi, dacă aflu ce... Nu, că e cam aceeași situație, numai că e chiar mai complicat să duci până în Israel, să te întorci în Ungaria, decât până în Belarus. Nu e mai complicat. Nu?
Nu, pentru că te duci cu avionul. Bă, ăștia, bieții ăștia cu cireșari. Văd că nu au avut o problemă cu asta. Au da, avut o problemă, dar spun eu că te deșală un drum de 1000 de kilometri cu autocarul. Eu spun că nu au avut o problemă. Dani, cu 20 eu când eram la Galați, mergeam cu autocarul de la Galați la Timișoara. Îi luați forma scaunului sau ce? Ne opream la Sibiu și ne opream la... Da, știi cum... Știi ce înseamnă să cobori din autocar, să te pui în fund imediat pentru că nu-ți mai funcționează picioarele? Da, e oribil să mergi cu autocarul. Mai bine mergi cu trenul, mai bine mergi cu orice. Așa e. N-ai cum. Autocarul e rău de tot. Rău, rău, rău. Bine, și pe drumurile noastre. Șansele, cum le vezi? Nu știu, mă, 51 are CFR-ul. Adică doar atât? Am 51 în sensul că e... Păi nu, 51 favorită, nu e nimic. E, nu-i așa favorit, aș vedea mai mult. Dar nu știu pe ce să mă bazez, pe ocaziile astea pe care le-a avut, pe experiența pe care o are, pe faptul că se joacă pe teren neutru. CFR are niște jucători care au jucat la un nivel, sau mai obișnuiți. Astea erau argumente pentru ce vrea să câștige meciul ăsta de acasă. Da, mă, dai un meci. Tot argumentele astea erau, ba mai mult că a jucat acasă. Au avut ocazii mari ăștia, au avut o singură ocazie, au avut ocazii mari CFR-ul și au avut penalti, ce să mai... Eu zic că CFR merge mai departe, fără emoții și... Crezi că va amenaja jucătorii meciul cu Craiova? Asta e o întrebare foarte bună. Azi e joi, meci e duminică, nu? Da. Da, mă, dai acasă și aici și acolo e acasă. Știi care e problema? Câți kilometri sunt de la Cluj la Gheor? Că probabil că o să meargă cu autocarul. Nu cred că și... Nu, Gheorul e departe, e la granița departe, cu Austria. E dincolo de Budapesta, nu? Da, spre granița cu Austria. Atunci zboară și cu asta basta. Și au rezolvat și cazul ăsta. Bun, pauză, pauză comercială, din păcate, vești mai puțin plăcute pentru Craiova. Maribor o conduce 1-0, meciul încă nu s-a terminat. Discutăm inclusiv despre acea partidă, dar și despre Corviu și o să vedeți declarații după ce ne întoarcem din pauza comercială. Suma imensă pe care o va încasa Corvinu Hunedoara după meciurile din Europa. Vom avea un cuvânt greu de spus cu acest buget. Este și o declarație a celor de la Corvinu. Urmează săptămâna viitoare returul în Croația cu Rijeka. Dacă va reuși să se califice, Corvinu va întâlni foarte probabil pe Elfsborg în Europa League, care a câștigat în deplasare cu Sheriff. Dacă va fi eliminată de Rijeka, atenție că aici mi se pare foarte interesant, va merge în turul 3 în Conference League, unde o va întâlni pe învingătoarea dublei Milsami Astana, meci care asta s-a terminat 1-1 la Milsami acasă. Cred că Astana. Ok, dar nu e ceva ieșit din comun să spui că n-ai șansă. Până banii aia pe care au strâns un cuvânt greu de spus, cred că au zis că un cuvânt greu de spus la promovare. Adică la, păi la ceva, la ce? Păi nu, deocamdată au un cuvânt greu de spus în Europa. Este uluitor. E aproape greu de crezut. Nu neapărat rezultatele pe care le face, ci jocul pe care îl prestează. Pentru că acum mă uitam la meci și îl vedeam pe Neacșa, care a jucat fundaș stânga. Da. Capitanul lor de echipă, Decaru, care a jucat fundaș stânga în victoria aia halucinantă, 4-0 în deplasare, fundaș stânga. Acum venea din partea dreaptă, a avut ocazia, a avut ocazii Corvinu. A avut și Rijeka, dar a avut ocazii Corvinu și a fost o echipă vie până în ultimele minute. E un fenomen, fenomen. Este. Totuși a jucat cu vicecampiona Ungariei și vicecampiona Croației. N-a jucat cu Trevene și cu... Nici care ne sunt superioare nouă. În Ungaria nu știu. În clasamente... Bine, clasamentele alea... Referiți la... Clasamentele, clar că... Coeficientul european. Păi acolo, sunt Croației. Aia luăm ca... Ce fac prin Europa aia care se duc de acolo? Păi, da, ne sunt superioare. Așa e, da. Și uite, vezi și tu. Adică nu vrei să jucând cu... acasă, am zis, domne, uite, au bătut pe 4-0 pe Corvin, pe CFR, că era întunericul ăla acolo și așa departe, și terenul prost și așa. După aia, că au bătut pe voluntari, tot așa, au bătut pe Galați, jucând foarte bine. Sunt prea multe rezultate bune. Nu, da, prea și meciuri cu o miză formidabilă. Să-i bați pe Galați, e greu să-i bați pe Galați. După ce a condus Oțelul, parcă. Da. 1-0 și 2-1, nu? Da. Adică reușește să-și întoarcă, nu mă, joacă ceva. Și la departajare Oțelul tot, a fost tot favorit. Au ratat ăștia primii. Au ratat primii, da. Adică, Rijeka, dacă era un adversar pentru CFR sau Craiova sau FCSB și la meciul era România, se termina 0-0, n-ai fi zis că e un rezultat din calea afară de prost. Nu, serios. Nu, sub nicio formă. Da, adică nu... Și gândește-te că dacă se duc la Rijeka și ajung la departajare, nu mai bagă și pe Hergeligiu și bate. A zis Maxim, nu, că e cel mai bun executant de penalti. Da, e formidabil. N-ai văzut cum a bătut
N-am mai văzut penalti bătut așa de la de când bătea la Valencia la Mendieta. Gaisca Mendieta. Nu am mai văzut penalti bătut așa. Ia uite aici. Problema e mare, problema mare e că dacă cumva te califici dincolo de turul 3, la revedere. Dacă joci play-off, fie în Europa League. S-a terminat probabil. Dacă joci play-off în Europa League, e nasoală pentru Corvinu, pentru că asta înseamnă grupe. Da. Și ar trebui amânate meciurile până în decembrie ale Corvinului. Și după aia joacă la două zile. Eu cred că așa adversarii lor din campionat ar fi de acord. Pentru că sunt victime. N-ar mai avea cum să mai promoveze. Din moment ce ar avea de două ori mai multe meciuri decât adversari. Da, chiar, să presupunem că totuși fotbalul e un sport în care se pot întâmpla rotundă, multe lucruri. Te rog foarte mult, linge rotundă. Se pot întâmpla multe surprize, bine da? Bineînțeles, și vezi că am avut un euro. Mă uitam pe listă să spunem. Corvinul e Ribea Tăderie, care merge, joacă cu Astana sau cu Mizami, se califică. Da. Și joacă cu Zalgiris, să zicem. Asta e varianta cea mai... Da, nu, dar e posibil. Se duce în grupe, mă. Se duce în grupe. E clar că nu mai poate promova, da? Da. Totuși, cred că este un... E mai mare performanța exact decât promovarea. Da, asta cred mult și mai mare. Da, da, ei vor promovare. Am înțeles, dar totuși dar rămâi cu ceva istoric, realmente. În ultimii ani, echipe de ligă secundă, din orice campionat vreți voi din lumea asta, ați mai văzut prin cupele europene? Acum e din Polonia. Da, Visa. Aia din Polonia, Visa, Visa, dar, a fost dar se califică? Ocazie, Părvulescu, minutul 87. Da. Dacă dă bine colțul lung, e gol. Dar vreau să spun că Ștefan Lefter, portarul Corvinului, are 19 ani. El este sub vârstă la Liga a doua. Da, care e sub vârsta ligii. Care la Liga a adus jucători de Liga a întâi. Bush, care în ultimii ani mai mult s-a plimbat. Roger, la care a renunțat Universitatea Cluj. Nu știu, împrumut, nu mă interesează. Oricum, nu era un jucător care să fie printre protagoniștii ligii întâi. Ubin, care la fel, a plecat înapoi, a venit jucător la care s-a renunțat. Au renunțat echipe, nu echipe bune de Liga 1, echipe medii de Liga 1. Iar ceilalți jucători sunt jucători care au evoluat toată cariera lor în divizia B sau C, adică Liga 2 sau a 3. Copilul ăsta, care are 24 de ani, mai copil, Iacob, vine, a crescut cu Corvinu, din ligile inferioare. Lupul. Pentru că acum un an și un pic erau în divizia C. Da. Nu, e halucinant. Fără exagerare. Da, dacă va putea rezolva chestiunea asta și, să spunem, va ieși și primește derbi de promovare, Corvinul nu văd cum să nu promoveze la cum a arătat și ce nivel de joc a avut în prea multe meciuri pe o perioadă de timp prea îndelungată ca da, să spui că echipa asta da, poate cădea. Că poți să spui că este o întâmplare. Da. Nu este o întâmplare. Eu îți mai spun încă ceva. Prima parte, prima jumătate în meciul cu noi, foarte prima bine. Repriză, da. Da, prima repriză, foarte bine. Bine. La a doua parte, într-adevăr, am făcut noi diferența, dar nu. Da. Nu. Bun, și toate aceste lucruri bune legate de Corvinu se leagă evident direct de antrenor, nu doar de antrenor, că nu joacă el, dar are un merit foarte mare, îl ascultăm pe Maxim. Felicitări! 0-0 cu Rijeka, o formație importantă a Croației sezonul trecut. Cum ați simțit meciul de astăzi? Mulțumim. Am simțit că se putea și mai bine pe alocuri. Am simțit că și ei au fost periculoși în momentul în care noi n-am fost exacti și i-am băgat cumva în joc. Pentru că pe dinamică nu știu dacă ne-au pus probleme. Băieții chiar am fost mulțumit de cum s-au prezentat și prima repriză am încercat pentru că era șansa noastră să încercăm construcția de jos și ne-a ieșit cam la fiecare fază. Bă, puțin în fața porții am avut și noi situațiile noastre, două, trei situații mari în momentele astea, da, dacă nu concretizezi, dar una peste cealaltă sunt mulțumit. Arma dumneavoastră secretă era planificată sau era planificat să intre Lupul în acel moment sau pentru că a fost acea accidentă? Sau cam pe acolo ați fi făcut schimbarea? Era gândită și așa cu Lupul. Ei au avut și o problemă, au răcit ieri și el și Bradu, dar ne-am gândit în primul rând tactic, am vrut să facem acea construcție prin Neacșa, aripă dreapta, având piciorul stâng, deschizând jocul. Ne-a ieșit în unele momente, am vrut să facem acel triunghi cu Roger și cu Sergiu. În unele faze ne-a ieșit, așa am gândit meciul acesta și în mare sunt mulțumit. Cum e jucătorul accidentat, Iacob?
Sper că e bine. Are un nerv. Acum zicea că îl doare puțin glezna, dar nu e nimic serios. Nu e întorsă. Cred că a fost, nu știu, ceva de nerv, mi-a spus masiorul. Sincer, după ce ați văzut în seara asta, se vede turul următor din Europa League? Cum v-am zis la început, au avut și ei momente bune, am avut și noi. Jucăm în deplasare, ei sunt la al doilea meci al sezonului pentru ei. Eu cred și vreau să transmit și asta băieților, sper să mă audă, le-am spus și în vestiar, pentru că încă se joacă această calificare, eu cred în șansa noastră. E clar că ne așteaptă o deplasare și pe noi, dar și pe ei pleacă astăzi. Va fi cu totul alt meci. Ne-au văzut, ne-au simțit și ei, i-am văzut, i-am simțit și noi. Și eu cred că va fi un meci interesant și la ei. Mi s-a părut surprins antrenorul oaspeților la final. Ce v-a spus? Sunt curios acolo. A schimbat două vorbe așa cu el. Nu, am discutat despre o fază la tușă acolo, nu nimic despre joc, am discutat puțin înainte, a știa despre noi, nu știu dacă a părut surprins, noi a părut încercăm surprins să... A de rezultat la final, așa părea. Da, cumva... E, nu știu, cumva când spui că joci cu o echipă de Liga a doua, cumva devii favorit și e normal să fii nemulțumit, dar... la cum a arătat jocul, eu nu știu dacă am arătat chiar ca o echipă de Liga 2. Minunea merge mai departe? Eu sunt un om pozitiv și asta vreau să transmit și băieților. Alex, ne-a spus de grupe. Simțiți că se poate? Eu simt. Cine nu ne lasă să visăm, să ne antrenăm, să ne odihnim, cine ne poate pune această piedică? Foarte slab. Puțin încurcat Maxim când i-a spus reporterul cel visați la grupe, visăm, da. La Hunedoara se spune că visăm la grupe, mai visăm la promovare. Dar ce situație uluitoare, totuși. Adică e unicat situația asta. Să nu te poți bucura până la capăt, că ok, ar fi ceva istoric, realmente, pentru Corvinu să meargă în grupe. Fără discuție, dar pe de altă parte, să te gândești că abia în 2026 ai putea promova. Ceea ce e cumva frustrant. Da. Adică e ca o situație, în fine. Ei se gândeau că joacă și două meciuri, mă joacă patru meciuri și la revedere. Patru era minim să joace. Păi dacă pierdeau se duceau așa, pierdeau un... Eu am văzut o echipă de Liga, de Divizia B în competiții europene. La Galați, CSU, Galați, Boavista, Porto. Aia, păi au mai fost. Ok, am fost la meci, asta vreau să spun, am fost pe stadion. Da, nu, mă gândeam că ziceți că... Nu, în școala generală și ne-am învoit, ne-au lăsat să mergem, că învățam și după amiază și eram foarte bucuroși, ca și lipsit de la școală. Da. Am jucat finala cu Steaua. Când Corvinu a câștigat cupa, au fost foarte mulți pe care mă număr și eu, în care au spus că teoretic pentru România nu prea e bine a câștigat Corvinu cupa, că merge în Europa bine, și e foarte bine. Și nu facem puncte. Niște puncte, da, pierdem niște. Da. Am spus și eu asta că 2-0 chiar s-a terminat 2-0 Maribor. 2-0 Maribor cu Craiova, nu s-a terminat meciul încă. Asta nu sună bine deloc pentru Craiova. E adevărat că tot timpul e bine să vorbești după meciul retur, nu știu ce se poate întâmpla, numai că o să facem discuția și atunci. Prea multe eșecuri pentru Craiova în acești 10 ani în care nu reușești nimic. Poți să înțeleg că ești fiind echipă nouă, primul an, al doilea an, al treilea an, al patrulea an, nu faci în Europa. Bă, dar nu faci deloc niciodată. A fost foarte aproape acum 2 ani, foarte aproape. Ok. Asta câștigă campionatul cu când au marcat cu în Israel. Cu Berșe, cu cine au jucat? Da. Și în prelungiri. Da. Și se calificau, era play-off-ul. Și au luat gol imediat după aia și la loviturile de partajare au... Da, da. Cu Mirel, parcă. Ok, au fost ani în care au jucat cu Milan, dacă nu mă înșel. Da, i-a scos și Leipzig, parcă. Alea nu discutăm. Hai ca Atena. Nu discutăm alea, da? Leipzig, da. Dar, Locomotiv Tbilisi. Leipzig a dat gol Laci. Astea sunt echipe cu care n-ai voie totuși să... Și prea, nu, parcă prea multe eșecuri la Craiova. Ok, că și acum e o scuză, că ai rămas în 10. Ok, dar greșește un jucător de la Craiova. Nu e greșește... rău, da. Da. Știi cum îi pot suci? Cu o mobilizare extremă, cum în Bănie există posibilitatea să facă mobilizare extremă, cu stadion arhiplin, cu presiune imensă, cu Mitriță în zi de grație, că jucători de atac, slavă Domnului, au foarte bun. Și mai jocă și cu CFR înainte. La Cluj, da. Ziceai de CFR, dar ce face Craiova? Da.
S-a legat rău programul. Da. Bun, îl ascultăm și pe Lupul de la Corvinu. Samune meciul. De acord, Dan Petrescu semnează. Poftim? Dan Petrescu semnează. Și Craiova cred că trebuie să semneze. Cu două mâini. Cu două mâini semnează Craiova. Asta e Lupul. Nu știu Dan Petrescu, nu bag mâna foc la Dan Petrescu. Dan Petrescu? Acum spune Dan Craiova? Cum? Să vină să zic. Dan Petrescu a spus la Flash mai devreme, ce Neman se odihnește, noi jucăm cu Craiova. Da, ce înțelegi din asta? Păi da, că deranjează meciul. Acum văzând-o pe Craiova. Îl vedem și noi pe Lupul fără mască. Da, îl vedem pe Lupul fără mască, Lupul care a marcat câte goluri? 3 goluri în meciul cu PAC și azi n-a marcat, dar merge să-l ascultăm. Un 0-0. Cum ți se pare ție? N-ai fost titular astăzi, dar ai intrat. Bună seara! Da, asta a decis mister să facă, așa a gândit el. Am avut și o răceală, m-am trezit dimineață puțin așa cu frisoane și nu am fost în apele mele. Am încercat câte minute m-a băgat să dau tot ce mai bun. Am avut două ocazii bune de a marca, dar nu am fost să fie în seara asta. Cum a fost la ocazia aceea cu capul? Te-ai aștepta să-ți vină? M-așteptam să vin acolo, da. Dacă mai țin minte și la cu Steaua, în Ghencea. Am bătut 1-0 tot de la Velisar, mi-a dat centrarea și acolo. Mă așteptam într-un fel să vină. Dar, ce se poate spune după acest rezultat? Mergeți în Croația, probabil mai greu, pentru că, iată, vor avea și în sfârșit pentru ei un meci oficial. Cum va arăta acolo? Cum simți tu? Păi mai avem foarte puțin timp până la meci, până la retur și trebuie să ne pregătim, să facem o analiză la meciul de astăzi și mergem acolo să scoatem un rezultat bun și avem șanse reale de a ne califica. Cum a fost cu suporterii la final? V-au cântat din nou, suntem mândri de voi? Da, sunt niște oameni minunați, ne susțin la fiecare meci, le mulțumim și noi încercăm să dăm tot ce mai bun, că ne avem în spate, ne împing și pe noi. Bun, l-am ascultat și pe Lupu. Poate de vreme să facem o concluzie. Sigur, de vreme. Nu de Corvinu, toate echipele din România. De vreme cu toți, da, sigur. Dar mi se pare că suntem departe așa. Nu, zic așa de ce, că ce echipe am întâlnit? Păi stai puțin că n-a câștigat niciuna. FCSB, nu pun meciurile cu Virtus, că dumneavoastră spuneți că nu trebuie să le luăm în considerare. Până per total, până acum. Da. Credeam că săptămâna asta. Meciul cu Maccabi care se joacă, CFR 0-0 cu Neman. Corect. N-am întâlnit nici măcar o echipă de asta, cum să zic, așa care... Spre medie. Da. Vedem. Maccabi avea cel mai mare coeficient din toate echipele pe care le puteam, dintre toate echipele pe care le puteam întâlni. Cel mai mare. Da, nu, dar eu mă refer, de exemplu, atunci când ajungem să jucăm cu... Păi, cu cine zici tu, nu știu. Că nu prea echipa de asta care a fost prin, nu zic Salzburg, deja trec la... Aștia nu prea sunt prin... Nu, dau un exemplu. Da. Dacă Salzburg nu e nici măcar din top 20-25 de echipe. Adică să este jucăm cu Salzburg prin grupe, prin, da. Păi asta e, grupele unei competiții, mi se pare maximul ce putem obține. Grupe ce? Fotbalul românesc. Maximum de a obține ceva în Europa. Adică nu, înainte era te gândeai să duci în primăvară, dacă în primăvară, acum e o performanță dacă în grupe. De Champions League. Să zicem mersi că s-a făcut competiția asta, conferență, că altfel nu era foarte greu. Da. Așa și e. Că, mă rog, campioana are prea puține șanse să nu meargă în grupe unei competiții. Da. M-a avut Farul anul trecut, că a dat cu peste... Farul dacă trecea de șerif, mergea în grupe. Dar chiar și așa a jucat cu HJK play-off. Cu cine să joci dacă nu cu o echipă din Finlanda? Da. Pentru play-off de conferență. Da. CFR tocmai de aia s-a dus mai mereu când a jucat din postura de campioană, pentru că a alunecat până s-a dus în conferență. Da. Acum FCSB trebuie să câștige teoretic o dublă cu Panevezis, ultimul din Lituania, să joci grupe de conferență. Da, corect. Mai accesibil decât atât, nu se poate. Nu ai ce să cauți acolo dacă nu reușești asta, nu ai cum. Am avut și șansă, dacă știu eu, Doamne ferește, ne scoate Maccabi, am avut și șansă că am picat cu Panevezis. Da. După cum am avut șansă că n-am avut meci în turul întâi. Bine, nu era Panevezi, sper să fie... Da, aveam trei... Hâncești, sau nu știu cine mai era pe acolo. Da, adică Petru Cub Hâncești și mai era Dinamo Minsk. Dar vezi că belărușii sunt... Islohăia, acum am verificat. Dom'le, că e un nivel extraordinar în Belarus, înțeleg chestia asta, e adevărat. E un nivel și autocarele sunt foarte bune. Cu aer condiționat și cred că au și toalete. Problema e alta.
Isloch, tot din Belarus, a jucat cu La Fiorita. La Fiorita sunt verișorii celor cu care am jucat noi. Da. Bun. E o cofetărie, mă. I-a scos pe Isloch, i-a scos din La Fiorita, jucând pe teren neutru, pe un stadion cu un nume imposibil de pronunțat, în Ungaria. Și asistența pe un stadion de 4.000 și ceva de locuri a fost sublimă. 20 de oameni. Probabil n-au pus stafurile. Nu, no, n-a pus, sigur. Și nici șoferii de la autocar au stat în autocar. Băi, au scos La Fiorita. Astea sunt niște chestii pe care eu nu le pot înțelege. După cum nu pot să înțeleg cum Interes Caldes dă 3 goluri lui Aca Atena. Da. Cui dă? Stracoșa. Stracoșa. Mă, Stracoșa era titular la Lazio. Da. 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 Răsutăm și pe Sergiu Buș, după care o să ne întoarcem și o să vedem un român care a marcat o dublă în această seară, că românii de la echipele noastre n-au marcat niciun gol, Craiova pierde 2-0, celelalte meciuri 0-0. Dar prima dată l-ascultăm pe Buș. 0-0 și suporterii v-au cântat la final, suntem mândri de voi. Voi cum sunteți de voi? Bună seara, în primul rând. Sincer să fiu, nu neapărat am un gust amar, însă cred că puteam mai mult. Dacă eram puțin mai clar în fața porții, probabil ne-am precipitat puțin. Și puteam tu ai avut, da. Am avut și eu, într-adevăr. Ce să zic? E un punct, adică e 0-0. E, având în vedere echipa și Rijeka, e locul 2 din Croația, o echipă foarte bună, s-a simțit că nu au rind de joc. Putem profita săptămâna viitoare de asta. Probabil va fi un meci mai bun din partea lor, dar noi sunt sigur că ne vom ridica nivelul. Cum a fost diferența între Pacșii și Rijeka? Cum ai simțit-o în teren la nivel tehnic? Pentru că spuneai că arit de joc nu atât de bine ei. Eu cred că aici vreau să vorbesc de noi, de echipa noastră. Noi am avut o discuție. În dueluri, am avut o discuție după meciul de acasă cu Pax. Nu am arătat foarte bine. Probabil am fost și mai comozi, având un avantaj de 4-0 la ei. Am învățat din asta, am spus și în interviul trecut. Cred că ne-am prezentat mult mai bine astăzi. Așa cum am spus și mă repet, puteam să câștigăm, să-i facem bucuroși pe suporteri, dar e ok până. Ați arătat că se poate în seara asta? Am arătat că se poate. Nu doar noi, am văzut și la Euro, în trecutul apropiat, orice se poate întâmpla. Cred că nivelul, mai ales în acest timp, în toate țările pot să facă o surpriză, toate echipele pot să bată pe echipe mai mari și... Dar ție chiar, serios, îți vine să crezi de acest mini parcurs deocamdată, e adevărat, al Corvinului în cupele europene, o echipă de Liga a doua totuși din România, iată, remizează cu locul 2 din Croația. Da, așa e și având în vedere că am și câștigat cu locul 2 din Ungaria. Da, exact. Ungaria e ca și condiție în fața noastră. Nu arăta că se poate. Asta poate fi un exemplu pozitiv pentru oricine. Absolut pentru jucătorii, probabil, care din Liga 2, care nu au șansă, deși ar merita să joace în Liga 1. Suntem un exemplu atât pentru ei, cât și pentru cei din ligile inferioare, că se poate, doar trebuie să muncească și să creadă, să fie puțin nebuni, optimiști și se poate întâmpla. Se dă dreptul de promovare. Cum ți s-a părut această veste? Am văzut. E o veste extraordinară. Cred că, din punct de vedere sportiv și fotbalistic, echipa ar merita. Nu cred că avem doar suporteri din Hunedoara, din Hunedoara și Deva, care ne susțin în continuu. Cred că și în toată România am primit sute de mesaje. Suntem o surpriză plăcută și ne bucurăm că îi facem bucuroși pe români. Tu ce îți dorești să faci după ce a venit vestea asta? Sunteți câțiva jucători care cumva ați venit pentru a ajuta în această campanie europeană. Așa e. Deocamdată eu mă gândesc pentru campania de Europa. Încă nu știu, nu mă gândesc la absolut nimic ce va fi în viitor. Am învățat din experiențele mele că cel mai important este să trăiesc momentul, să mă bucur, să fiu sănătos și Dumnezeu va rezolva tot. Bun, l-am ascultat pe Buș, mi-a scris Liviu Manoel că ceva interesant. Ultima echipă din Slovenia care a eliminat o echipă din România este... Gorița, care a eliminat Oțelul Galați. Nu puteți să uitați aia. Păi da, pentru că în turlă era 1-0, ratam ocazie după ocazie și am luat golul 2 în minutul 94, iar în retur aveam 4-0 și se făceau valuri sud-americane la Galați. A ieșit Brătianu, că îl durea călcâiul rău de tot, că dacă nu știam că... Și am luat gol în minutul 87, 4-1. Era golul în deplasare. Și în ultima fază a meciului, de Eneș Demirović a dat gol 4-2. Și am avut un blackout, nu știu ce am făcut ori. Na,
ceva. Da, da, deci de atunci ne-a mai scos nicio echipă din Slovenia, apropo da. De faptul că Maribor o bate pe Craiova în seara asta 2-0 și e... Măcar să nu o scoată. Măcar să nu o scoată, nu, dar ziceam așa când s-a întâmplat. Acum nu știu câte întâlniri echipe au mai fost. A fost cu Vara, cu Rudar Velenien, au fost din Slovenia. Rudar Velenien din Slovenia, a bătut 4-0, da, 2-0, 4-0. Și cred că au mai fost. Chiar și în Champions League, în anul ăla în care s-a jucat cu Gorița, standard, i-am scos, da. În 2006 i-am scos pe Gorița, a dat Ogroși, din penalt. Aceasta a fost seara de Europa, mâine n-a fost meci. Bună. Mâine joacă oamenii. Mâine începe etapa și joacă pe CSB, că îi spuneam lui Mihai Stoica, parcă jucați în fiecare zi, așa. A spus ieri, dacă vă era doar de noi, să știți că, păi, mâine noi jucăm. Parcă ieri a fost meciul. Echipa în cantonament, eu plec la bază, deci... suntem numai acolo. Da. Da. Bun, mulțumesc mult, domnilor, pentru prezență. Mihai Stoica, de asemenea Cosmin Băleanu, vă mulțumesc și dumneavoastră, să aveți o seară bună. Vă aștept mâine după primul meci al zilei și, evident, înaintea celei de-a doua partide, care va fi cea dintre FCSB și Oțelul.